Integrale la matematică și autonomii locale la istorie sunt subiectele care i-au diferențiat pe elevii de clasa 12-a bine pregătiți de cei care au învățat mai puțin. Toți au susținut pe 1 iulie proba obligatorie a profilului a examenului de bacalaureat. Cei mai mulți, 3010 elevi, s-au confruntat cu proba la matematică și numai 907 au dat proba la istorie. Așa mi-a dat. Și celelalte? Cât v-a dat? 1 pe 3? Da. La probabilitate? Da. Da. Ce bine, mi-a dat și asta. Dar ce la mână? 4, 4, 4, da? Așa mi-a dat și mie. Băi, l-a făcut perfect, mai puțin... 9,50 plus. La matematică, integralele le-au dat bătăi de cap candidaților din centrele de examen de la Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu și Colegiul Teoretic Mircea Eliade. Aceștia spun că s-au descurcat cel puțin pentru nota 6. Integrale. Multe integrale. Greu? Te-ai descurcat? N-am învățat integralele. În rest m-am descurcat. Am tras acolo ca să luăm în 5. Ei, mă aștept la un 6-7, ce am calculat eu așa, din ce am făcut eu. A fost bine. Au fost subiecte ușoare, dar fost și unele care trebuia să fim atenți. Se putea lua o notă, da, onorabilă? Da. Dar a fost bine, cât de cât. Așa, între. Ultimul subiect a fost puțin cam greu, dar l-am rezolvat. La ce notă sper? Sper la un 5. Ușor. Da. Descurcat? Da. La ce notă sper? 8-9. Integrale doar ce unul a știut. Deci am încurcat un pic. Da, un pic. Dar în rest subiect ok. Da. Te-ai pregătit? Da, m-am pregătit. La ce notă sper? Un 7. La Liceul Sfânta Maria, elevii care au dat examenul la istorie spun că s-au încurcat puțin când au fost puși să scrie despre domnitori. A pus accentul pe autonomiile locale și relații internaționale în evul mediu, adică pe domnitori. Și cum ți s-a părut subiectul? A fost accesibil. Deci toate subiectele au fost accesibile? Da, și la celălalt a fost despre primul război mondial și comunismul. Ce te-a pus în dificultate din aceste subiecte? Sincer, să fiu domnitorii, pentru că am început să încurcanii. Sunt foarte mulți, sunt foarte variați. Și, dar cred că m-am descurcat. Au fost subiecte ușoare. Zine-ne care ți-a fost cel mai ușor. Cu autonomiile locale. Asta e mai ușor? Da. Ce ți s-a părut mai dificil? Mai dificil? Nu știu. Cu domnitorii, când mi-am adus aminte un domnitor. Cu ani? Da. Cu ani. În rest? În rest a fost ușor, da. La ce notă te aștepți? La 8, așa? Părinții au fost chiar mai emoționați decât copiii lor. E teamă de tot bacul, nu de matematică. S-a pregătit? Nu cum ar fi trebuit, dar să vedem ce o să iasă. Poate subiectele au fost abordabile. Dar ținând cont că e la Mate Info, greu. Mi-e greu. Aștept pe 6 iulie când va fi rezultatul și atunci vedem. A zis că a fost ok. Deci să sperăm. Okay. Pentru el a fost ok. La matematică, da. Pe 3 iulie urmează proba la alegerea profilului și specializării, iar pe 6 iulie se vor afișa primele rezultate, după care cei nemulțumiți pot depune contestații, notele finale urmând să fie făcute publice pe 10 iulie.